Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Daniel, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer,
pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Noi încine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o parazia ta când ai venit, pomenește-ne pe noi, Doamne. Yeah.
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Yeah.
numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Și mi-a fost mie spre mântuire, certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Înțelepciune din faptele Sfinților Apostoli, citire. Să luăm aminte. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii, eleniștii murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Și chemând cei 12, mulțimea ucenicilor au zis: nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi cu nume bun, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozelit din Antiohia, pe care i-au pus înaintea apostolilor, și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea
Și se înmulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă și mulțime de preoți se supunea credinței. Pace ție, sfințite cititorule! Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru, Părinte, înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și lui din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus cel din Arimateea, sfetnic cu bun nume, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și, chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la sutaș, Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu de in și pogorând pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvelit o piatră la ușa mormântului, iar Maria Magdalena și Maria lui Iosie priveau unde l-au pus. Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena și Maria mama lui Iacov și Salomeia
au cumpărat mirezme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și dizi dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta: cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. El însă le-a zis: nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Ci duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieșind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă, și nimănui n-au spus nimic, căci se temeau. Pace ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ele au plecat de la mormânt, alergând să vestească pe ucenici, însă Iisus le-a întâmpinat spunându-le: bucurați-vă! Drept măritori creștini, Hristos a înviat! Ziua învierii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea sărbătorilor și praznicul praznicelor, a bucurat din nou inimile noastre și a dat încredințare minților noastre că toate în lumea aceasta își au un rost. Și viața cu bucuriile și tristețile ei și moartea cu plecarea ei fără de întoarcere. Toate și-au rostul lor pentru că de la Dumnezeu sunt rânduite și atunci când le înțelegem și atunci când nu le înțelegem. Credința în înviere ne dă mângâierea unui sens al vieții și al morții. Ne face să ne păstrăm cumpătul simțirii și echilibrul cugetului, pentru că ne dă încredințarea că peste toate stăpânește o rânduială divină. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, izvorul vieții noastre duhovnicești, este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Nu este suflet credincios care să nu se facă părtaș
de bucurie și de harurile lui Hristos cel înviat din morți. Sfinții evangheliști ne spun că cei 11 ucenici s-au bucurat în seara zilei Paștilor când l-au văzut pe Iisus înviat. Duminica trecută am fost martorii bucuriei apostolului Toma, care după o săptămână de îndoială și întristare a pus degetul în semnele pătimirii și a strigat: Domnul meu și Dumnezeul meu! Iar astăzi, în a treia duminică după Paști, Sfânta noastră Biserică face pomenirea femeilor evlavioase care s-au mângâiat văzându-L pe Iisus înviat. Sunt impresionante faptele acestor femei, cunoscute sub numele de mironosițe sau purtătoare de miruri și aromate. Biserica a rânduit aceste duminici de după marea sărbătoare a Sfintelor Paști pentru a scoate în evidență, pe de o parte, persoanele care au fost martori învierii Domnului și în același timp să arate puterea lui Hristos cel înviat în viața celor ce l-au mărturisit ca înviat din morți. Ca martori ai învierii Domnului, avem în primul rând pe femeile mironosițe și apoi pe Sfinții Apostoli fără Toma, iar apoi împreună cu Toma. Cert este faptul că cei dintâi martori ai învierii Domnului au fost femeile mironosițe, care dis de dimineață, în ziua cea dintâi a săptămânii, care urma după sâmbătă, adică duminica, au mers la mormânt ca să ungă cu aromate trupul Domnului și să arate prin aceasta evlavia lor față de Hristos, iubitorul de oameni, care a ajutat atâta lume în timpul vieții sale pământești. Femeile mironosițe reprezintă pentru biserica noastră icoana evlaviei creștine. Nu numai pentru femei, ci pentru toți credincioșii, ele sunt icoana evlaviei creștine. Să vedem cine sunt aceste femei mironosițe, adică purtătoare de mir, care au urmat lui Hristos împreună cu apostolii și care s-au învrednicit să fie martore ale patimilor Domnului și să-i ungă sfântul trup cu miresme cât a stat în mormânt. Sfânta Evanghelie ne amintește pe scurt numele și faptele lor. Cea dintâi și cea mai plină de râvnă și bărbăție duhovnicească este Maria Magdalena, deloc din cetatea Magdala Galileea. Alte mironosițe sunt Maria, mama lui Iacov și a lui Iosie, Maria lui Cleopa și Salomeia, mama fiilor lui Zevedei. Printre mironosițe sunt numărate și cele două surori ale lui Lazar din Betania, Marta și Maria, unde găzduia adeseori Mântuitorul cu Sfinții Apostoli în drum spre Ierusalim sau Galileea. Dintre marile virtuți care au împodobit viața Sfintelor Femei Mironosițe, cele mai alese au fost râvna lor sfântă pentru Hristos, evlavia și bărbăția de suflet. Mai întâi credeau cu tărie că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel vestit de proroci, care a venit pe pământ să mântuiască neamul omenesc. Apoi duceau o viață curată, sfântă, de rugăciune și post, de înfrânare și milostenie, trăiau în iubire sfântă unele cu altele și din avutul lor ospătau și odihneau cu dragoste în casele lor pe Iisus și pe Sfinții Săi ucenici. Dar credința și râvna Sfintelor Femei Mironosițe nu se oprea numai aici. Ele nu numai că îl primeau pe Domnul în casele lor, unde îi spălau picioarele, îi slujeau la masă, ci mai mult mergeau cu râvnă după Hristos, erau martori ale minunilor Lui și mărturiseau cu îndrăzneală
că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Cea mai mare bărbăție au dovedit-o însă femeile mironosițe în vremea patimilor Domnului. După ce ucenicii de frică l-au părăsit și Petru s-a lepădat de Hristos, singurele care îl urmau de departe erau sfintele femei mironosițe în frunte cu Maica Domnului, Maria Magdalena, alături de apostolul iubirii Ioan. Curajul și bărbăția sufletului s-a văzut la femeile mironosițe și pe drumul crucii spre Golgota. Ele singure, cu Sfântul Ioan, îl petreceau pe Domnul la răstignire, fiind martore ale patimilor lui. Pe Golgota, sfintele femei mironosițe împreună cu Ioan erau singurii martori ai răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos. Ele l-au văzut însângerat și căzut sub cruce, ele au văzut loviturile cuielor în mâinile și picioarele Domnului, ele au auzit cuvintele de hulă ale iudeilor, mărturisirea de pocăință a tâlharului și rugăciunea zdrobitoare a Mântuitorului, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iată cât de mare era râvna, tăria credinței și bărbăția sufletului sfintelor femei mironosițe. Nu se temeau de ostașii romani atât de sângeroși, nu se înfricoșau de furia iudeilor netemători de Dumnezeu, nici nu se înspăimântau cu totul de moartea Domnului pe cruce ca cei ce nu au nădejde. Însă bărbăția sfintelor femei mironosițe nu s-a terminat pe Golgota. Ele au fost de față și la coborârea Domnului de pe cruce și împreună cu Iosif din Arimateea au cumpărat giulgiu și miresme pentru îngroparea lui Iisus. Vedeți râvna mironosițelor, bărbăția și tăria credinței lor în Fiul lui Dumnezeu? Ucenicii stăteau ascunși într-o încăpere de frica iudeilor, iar ele cumpărau giulgiu și miresme să ungă trupul lui Iisus. Iar ei așteptau cu spaimă vești de la Golgota, iar ele, intrând în mormânt, au primit vestea de la Arhanghelul Gavril că a înviat Domnul, spunându-le, nu mai plângeți. Apoi, la porunca lui, s-au întors fugind și au spus apostolilor că Hristos a înviat, nu mai este în mormânt. Femeile mironosițe sunt cele din tâi și cele mai vrednice marturi ale răstignirii, morții, îngropării și învierii Domnului. Unde mai sunt acum femei creștine, iubitoare de Hristos, tari în credință și în fapte bune, ca femeile mironosițe din Sfânta Evanghelie? Și totuși numărul sfintelor femei în biserica creștină s-a înmulțit, întrecând uneori pe cel al bărbaților. Să ne gândim la numărul mare al sfintelor mucenițe, precum Tecla, cea întocmai cu apostolii, Varvara, care a fost ucisă pentru Hristos de tatăl ei, Ecaterina, Irina, Maria, Sofia cu cele trei fiice ale ei, Tatiana sau Filotea de la curtea de Argeș. Mare este numărul cuvioaselor care s-au nevoit prin mănăstiri și pustietăți și au ajuns vase ale Sfântului Duh și făcătoare de minuni. Dintre acestea, amintim doar câteva, precum Maria Egipteanca, Eufrosina, Xenia, cuvioasa Parascheva de la noi, de la Iași, Teodora de la Sihla și multe altele. Toate aceste cuvioase sunt mirese ale lui Hristos, ucenice ale sfintelor femei mironosițe și rugătoare ale bisericii pentru noi toți. Un lucru foarte important care îl mai învățăm de la femeile mironosițe, în afară de cele amintite,
este acela că mai întâi de toate trebuie să ne punem nădejdea numai în ajutorul lui Dumnezeu. Ele nu au calculat de acasă cine le va răsturna piatra de pe mormânt, care spre surprinderea lor era răsturnată de la ușa mormântului. Ele se întrebau cine oare le va ajuta și dacă nu a fost nimeni pe pământ, s-a coborât cerul la ele, îngerii cerești, ca să le ajute. Aceasta ne arată nouă că mai întâi de toate, în credință, nu contează forța fizică, curajul care vine din lucrurile materiale sau din ajutorul altora, ci în credință mai întâi contează faptul că ne punem încrederea și nădejdea în Dumnezeu și în ajutorul Lui. Oamenii sunt schimbători. Astăzi te ajută, mâine te părăsesc, astăzi te cunosc, mâine te uită. Nădejdea cea dintâi trebuie să ne o punem în Dumnezeu. De aceea Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: când Dumnezeu ne iubește și ne ajută, și dușmanii ne devin prieteni. Iar când Dumnezeu, printr-o pedagogie a Sa, vrea să ne arate că mai întâi trebuie să ne punem în nădejdea în El și se face că ne părăsește, atunci și prietenii ne devin dușmani. Dreptmăritori creștini, astăzi, în biserica noastră, printr-o recentă hotărâre a Sfântului Sinod, se prăznuiește ziua femeii creștine. Femeia mamă, soră, bunică, femeia care este purtătoarea credinței. Vedeți ce taină mare este faptul că femeile au fost apostolii apostolilor. Învierea a fost vestită de către femei apostolilor, iar ei au vestit-o lumii întregi. Aici vedem chipul mamelor noastre care ne învață credința și mai ales a acelora care au îndemnat pe fiii lor să devină preoți. Ei transmit credința învățată nu numai din școală, ci credința învățată și simțită, primită de acasă, de la mama, de la bunica, care s-au rugat deasupra leagănului și au făcut semnul crucii. Este mai presus de orice descriere contribuția femeilor creștine la transmiterea credinței, la cultivarea virtuților creștine ale poporului nostru și ale altor popoare. Femeile credincioase sunt și mame bune, creștine devotate, soții cinstite și ostenitoare, model în societate. Femeile credincioase sunt întâi la biserică, întâi la rugăciune, la post, la lucru, la milostenie, la citirea cărților sfinte, la îngrijirea bolnavilor, la toate. Ele mențin căldura duhovnicească a credinței, a dragostei, a răbdării și a împăcării în biserică, în familie și în societate. De astfel de mame bune are nevoie astăzi familia creștină. De astfel de fiice evlavioase are nevoie Biserica lui Hristos. De astfel de femei cinstite și model în toate are atâta nevoie astăzi societatea în care trăim. Sunt destule mame care nu vor să nască copii, nici să le dea o educație creștină bună. Sunt atâtea mame care își ucid majoritatea copiilor, iar puținii pe care îi nasc nu îi cresc în frica lui Dumnezeu sau îi lasă de capul lor și ajung să fie o povară pentru familie și pentru societate. Astăzi, de ziua femeii creștine, Biserica adresează tuturor acelora care s-au abătut de la morala creștină, nu își ascultă părinții și își pierd timpul în distracții ieftine și neserioase, prin diferite locuri special amenajate, adresează un cuvânt pentru îndreptare și întoarcere pe calea adevărului propovăduit de biserică. În tradiția ortodoxă românească,
femeile au fost întotdeauna aproape de biserică. Unele au luat drumul mănăstirilor ca să se consacre rugăciunii, iar altele al familiei. Acestea și-au crescut copiii în frica de Dumnezeu și în credința în nemurire, dându-le o educație morală sănătoasă și pregătindu-i să fie în viață corecți, cinstiți, muncitori, iubitori de dreptate, iubitori de bine și de frumos. Și astăzi, Sfânta noastră Biserică își pune în familia creștină aceeași mare speranță și vă îndeamnă pe toți să rămâneți credincioși altarului străbun și tradițiilor noastre bimilenare. Mai multe mame bune, mai multe văduve și fecioare cinstite și credincioase înseamnă pentru ziua de mâine mai mulți copii în case, mai mulți credincioși la biserici, mai multă pace în familie, mai puține divorțuri și avorturi în lume, mai puține boli și lacrimi pe pământ și mai multe suflete în rai. Să-L rugăm pe Hristos cel înviat din morți să ne facă parte și nouă de bucuria pe care au avut-o femeile mironosițe și să ne învrednicească de împărăția sa cea veșnică în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește! Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Daniel, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frați ai noștri, dreptmăritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitori, slujitori, închinători și binefăcători ai sfânt locașului acestuia. Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte așteptând de la Tine mare și bogată milă. De oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fim păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Daniel, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe ocârmuitorii țării, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oștire, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pe închinătorii și binefăcătorii ei, pe profesorii, profesoarele și elevele seminarului de la mănăstirea Agapia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe profesorii, studenții și ostenitorii facultății de teologie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoții, romonahi, erodiaconi, diaconi, monași și monahii și pe toți cei din clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste sfinte daruri și pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian și Justin, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt locaș, Beniamin, mitropolitul Iosif, mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei mai înainte adormiți, părinți, frați, surori, pe cei de orudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți drămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de turnecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o săvârși, la Domnul să cerem. Doamne! Sfârșit creștinez vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Doamne! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cu îndurările ne-a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim.
Domnul este întărirea mea și scăparea mea și să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace a o aduce. Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului.
cântarea de biruință, cântându-și, strigând, glas înălțând și grăind. Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate.
mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Daniel, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici,
în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Precoș și precoartă. Și ne dă nouă pădure și o inimă slăvit și a cântat, prea cinstitul de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele marii Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au dus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al trupurilor și al sufletelor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne vrănicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezem a te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, Tatăl nostru, care ești în cer.
A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Și lui tău. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Să luăm aminte. Thank you.
cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântașa ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cred, Doamne, să mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău, că acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-ardă greșele cele de voie și cele fără de voie, cele cu lucru, cu cuvântul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor, spre viață de veci. Amin. Cine-i tare cere de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește, roagă Dumnezeu, la sufără noastră. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Hristos, Mântuirea Divinului, cu moartea pe moarte, pământ și celor din mormânt. Dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Ce binecuvintești pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău. Că toate darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumită și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
și să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, celă ce ai primit toate cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți sunt tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și pe cinstirea sfinților care s-au pus înaintea Ta de robii Tăi aceștia, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și dăruiește bună celor ce au înfrumusețat aceștia și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire și desfătarea bunătăților Tale celor veșnice. Pentru rugăciune prea curată, este Stăpânirea Dumnezeu Născătoare și Prea Fecioara Maria și cu ale Sfinților, la fără pomenire o săvârșim și cu ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești, sfințești toate, Hristos Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu moartea, remarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Celui dintre Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu, ale Sfintelor Femei Mironosițe, Maria Magdalena, Maria lui Iacob, Salomea și Ioana, și a celor din preună cu dânsele, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeieștilor Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm Sfintei Învierii Lui, cele de-a treia zi, Hristos a înviat din
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Drept măritori creștini, Hristos a înviat. La sfârșitul Sfintei Liturghii, aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile sale cele bogate pe care le-a revărsat asupra noastră a tuturor. În această duminică a treia după Paști, Biserica drept măritoare face pomenirea femeilor mironosițe. Așa cum ați auzit în cuvântul de învățătură care s-a rostit îndată după citirea Sfintei Evangheliei, în această zi, pe lângă femeile mironosițe care au alergat primele la mormânt, în timp ce ucenicii Mântuitorului erau ascunși de frica iudeilor, pe lângă acestea, zic, Biserica le pomenește astăzi pe toate femeile creștine care au avut viața aleasă, pe mamele sfinților ierarhi, a sfinților martiri, a sfinților monahi și a tuturor celorlalți care în decursul vremurilor au împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Foarte multe la număr, cele mai multe cunoscute doar de Dumnezeu, unele dintre ele însă au rămas în amintirea posterității. Am putea pomeni foarte multe nume de astfel de mame și de femei creștine. Dar în această zi se cuvine să aducem un cuvânt de recunoștință, de prețuire pentru toate mamele care au educat în spirit creștin pe copiii lor. Mă refer mai ales la perioada aceea grea de 50 de ani în care la noi în țară, în școli, nu s-a învățat religia. Și dacă învățăturile creștine au fost transmise și în această perioadă, se datorează tocmai misiunii lucrării pe care mamele creștine le-au făcut fiecare în casa ei, în locul unde Dumnezeu le-a rânduit să trăiască și să-și crească copiii. Așa se face că după 50 de ani, o perioadă destul de lungă în care tinerii, copiii n-au putut învăța în școli despre învățătura creștină, despre poruncile Mântuitorului Hristos. Cu toate acestea, după această perioadă de 50 de ani, atunci când în București oamenii s-au adunat, tinerii creștini au cântat "Cu noi este Dumnezeu". Au spus rugăciuni, toate acestea se datorează lucrării pe care mamele creștine le-au făcut în acești mulți ani. De asemenea, un cuvânt de prețuire pentru profesoarele de religie, care într-atâtea școli, în mii de școli, zi de zi îi învață pe cei mici, pe adolescenți, pe tineri, calea care duce către viața veșnică. Vă amintiți poate din Evanghelie cazul unui tânăr care s-a apropiat de Mântuitorul și l-a întrebat: "Doamne, ce să fac ca să trăiesc veșnic?" Era preocupat cum să trăiască veșnic. Pe el nu-l mulțumea doar trăirea, doar vețuirea în această lume trecătoare. La fel ca tânărul acela bogat din Evanghelie, foarte mulți tineri din ziua de astăzi își pun această întrebare: "Doamne, ce să fac ca să trăiesc veșnic sau ca să am viață veșnică?" Și la aceste răspunsuri ale tinerilor răspund profesoarele de religie, care parcă mai mult decât profesorii de religie se preocupă de educația duhovnicească, spirituală, religioasă a tinerilor de la noi. Așa, după cum ați observat, la Sfânta Liturghie din această duminică au dat răspunsurile elevele seminarului teologic de la Mănăstirea Agapia.
De câțiva ani s-a creat o tradiție. În postul mare, toți elevii seminarilor teologice din eparhie, cei de la Mănăstirea Neamț, de la Piatra Neamț, de la Botoșan, de la Dorohoi, de la Iași, vin aici și dau răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. Iar în această duminică a Mironosițelor, elevele seminarului de la Mănăstirea Agapia, singurul seminar de fete din eparhia noastră, dar nu singurul din țară, au venit și au făcut acest lucru în Catedrala Mitropolitană. Le mulțumim pentru acest lucru în numele înalt preasfințitului nostru mitropolit. Mulțumim părintelui profesor Vasile Smău, care face parte din corpul profesoral al acestui seminar și care a slujit dinpreună cu noi. Și se cuvine să amintim aici prezența Maicii Directoare, Maica Eustochia, a Maicii Profesoare Filoteia Cosma, una dintre cele mai cunoscute călugărițe din România, și altor profesoare de la acest seminar care au însoțit grupul de eleve care au dat răspunsul la Sfânta Liturghie. Vă amintesc că acest seminar, înființat în anul 1950 prin strădania Patriarhului Justinian, a funcționat pentru scurt timp, pentru că în perioada grea care a lovit mănăstirile în anul 1959, el a fost închis. Redeschis apoi prin strădania unei călugărițe de pioasă amintire, monahia Eustochia Ciucanu, care a fost tareță pentru mulți ani ai mănăstirii Agapia, el funcționează astăzi într-o clădire nouă, în cele mai bune condiții. Și dacă cineva se întreba de ce atâtea seminarii, le răspundem foarte simplu. De ce sunt în țară atâtea licee? Pentru că tinerii au nevoie de educație. Iar noi spunem, tinerii și tinerile au nevoie de educație creștină. Au nevoie ca pe lângă obiectele principale de studiu, care le sunt trebuincioase în viață, să învețe mai mult din Sfânta Scriptură, din catehism, din patrologie și din toate celelalte lucruri interesante pe care Biserica, prin profesorii pe care le are la seminarii și la facultățile de teologie, le oferă tinerilor dornici de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, un gând de mulțumire profesorilor și elevelor seminarului de la Mănăstirea Agapia, le mulțumim pentru drumul pe care l-au făcut și pentru osteneala aceasta de a da răspunsurile la Sfânta Liturghie. Mulțumim și domnului profesor Emilian Popescu, care a fost prezent astăzi la Sfânta Liturghie, și dumneavoastră tuturor care v-ați rugat împreună cu noi. Hristos a înviat! Transmisiunea Sfintei Liturghii de aici, de la Catedrala Mitropolitană, se apropie de sfârșit. Ne aflăm în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, cele mai vrednice martore poate ale pătimirii și învierii Mântuitorului Iisus Hristos, care au pus început marii galerii de sfinte și cuvioasă femei creștină, rugătoare ale Bisericii pentru noi toți. De aceea am putea proclama această zi deosebită, ziua femeii creștine, mult osârduitoare la mântuirea ei și a celor din jur, prin rugăciune și exemplu personal. Slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur a fost oficiată, stimați ascultători, de un sobor de preoți și diaconi, protosfint arhimandritul Timotei a Ioanei. Protosinghelul Andrei Vinca a rostit cuvântul de învățătură, irodiaconul Valerian Radu a citit Evanghelia, iar apostolul a fost rostit de diaconul Bogdan Frăsilă. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date, potrivit obiceiului din fiecare an, de corul Seminarului Teologic Liceal Cuvioasa Parascheva, seminar de fete de la Mănăstirea Agapia, județul Neamț, aflat sub atenta îndrumare a Maicii Directoare Eustochia Volmer. Corul a fost dirijat de eleva Nicoleta Ifrim. Silviu Cosovanu, cel care a asigurat transmisiunea în bune condiții tehnice a Sfintei Liturghii, diaconul Iulian Andrei și Ana Maria Gânsac, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas, un radio pentru sufletul dumneavoastră. Bărbatul are noie.
că știe Domnul calea dreptilor și calea necredincioșilor. Da, Aleluia.
Sfânt.